Vă spunem tuturor un bun venit la serviciul divin al Sfintei Cine. Suntem bucuroși că avem în mijlocul nostru atâția musafiri astăzi și pentru deschiderea acestui serviciu divin vom cânta împreună imnul 88, Mai sus de cerul înstelat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Amin. În aceste momente, acest popor din locul acesta ne-am ridicat înaintea măririi Tale și dorim, Doamne, să fii prezent în locul acesta. Amin. Te rog, Doamne, din toată inima, să binecuvintezi orice inimă care a venit în locul acesta. Amin. Și fă, Doamne, cuvântul Tău care va fi rostit în aceste momente, să fie pentru sufletele noastre o lumină pe cărarea spre împărăția Ta. Te rog, Doamne, din toată inima, fiecare care am venit în momentele acestea aici, să plecăm din locul acesta binecuvântați de Tine și cu asigurarea
că într-o zi ne vom întâlni cu Tine. Te rog în mod special, binecuvintează slujitorul de care te voi folosi în aceste momente și fă, Doamne, ca cuvântul să fie pentru noi acea putere care să ne schimbe inimile și să fim pregătiți pentru împărăția Ta. Dorim ca pacea și liniștea să rămână în locul acesta. Prin Domnul Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Voi da citire citatului pentru zecim și daruri. Geneza 21:33. Avram a sădit un tamarisc la Berșeba și a chemat acolo numele Domnului, Dumnezeul cel veșnic. Într-o zi, Abimelec a venit la Avram împreună cu Picol, căpetenia oștirii sale. Ei au recunoscut că Dumnezeu îl binecuvânta pe Avram. Cu ceva timp în urmă, Avram, împreună cu 318 bărbați înarmați, aleși dintre cei mai vitești slujitori din casa sa, au înfrânt 4 împărați cu armatele lor. De aceea, Abimelec a hotărât că era bine să aibă o relație de prietenie cu un om ca Avram. Au încheiat un legământ care prevedea că niciunul dintre ei nu avea voie să-l înșele pe celălalt, pe copiii sau pe nepoții lui. Abimelec i-a cerut lui Avram să arate bunăvoință față de el și față de țara lui, în care Avram locuia ca străin. Patriarhul a acceptat, dar la scurt timp au avut niște neînțelegeri legate de o fântână. Și ce a făcut Avram? A sădit un tamarisc, da, a plantat un copac și a mulțumit lui Dumnezeu. Și noi trebuie să arătăm bunătate față de vecinii noștri și față de țara în care locuim. Imaginați-vă cum ar fi dacă fiecare membru adventist ar planta câte un copac în acest an ca semn de închinare și mulțumire către Dumnezeu, Creatorul nostru. Apel, haideți ca anul acesta să arătăm că ne pasă de lumea pe care Dumnezeu a creat-o. Haideți să fim buni unii cu alții și cu pământul pe care locuim. Plantează un copac sau găsește un alt mod de a-ți exprima aprecierea față de ceea ce a creat Dumnezeu. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Colecta de sabatul viitor va fi destinată bugetului misiunii globale. Se vor aduna zecimea și darul.
Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm, Doamne, să binecuvântezi darurile aflate în fața noastră, te rugăm, Doamne, să binecuvântezi și pe cele rămase acasă, te rugăm, Doamne, să binecuvântezi inimile noastre, să le deschizi la cuvântul Tău și să faci, Doamne, ca și cuvintele care vor fi rostite aici, să aducă roade pentru viața veșnică. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Te-am rugat. Amin. Thank you.
la cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai, uitase gazda, o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după alegii vreme, cureaua de pe glezne pe rânță le-o dezlege. Și să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă? Sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? Po, iată-i cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară: n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut destul, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul, cel coborâ din cer. Și-a înfășurat ștergarul, s-a plecat ușor să spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus. Și acum, a câta oară, se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară: n-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un job. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni îngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling, sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere. Sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere, sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghiere și iarăși muncă în zori. Nu mânui în cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână.
să stai de veche noaptea la câte un căpătăi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergalul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdar de-a ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate, nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală iarăși cu propriul sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună. Dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin. Crezut în ceea ce ni se vestise. Cine a cunoscut brațul Domnului? Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Amin. Cele prezise, fiul.
toată a căzut asupra sa, prin moartea lui ne-a izbăvit de moarte. Între cei răi o capă lumea i-a săpat, mormântul lui alături a fost pus de cel bogat. Nimeni n-a crezut că poate fi nevinovat, moarte toți l-au condamnat. Cine a crezut că vom primi prin Iisus atâta revărsare de iubire? Cine a crezut în ceea ce de s-a spus, că-n jertfa lui afla o mântuire? Astăzi credem toți în ceea ce ni s-a vestit, că Domnul pentru noi pe cruce fost a răstignit. El pregătit a-n ceruri locuri și puri, vom fi și noi rodul jertfei lui. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Am ascultat cu mare atenție și preluare, să spun, mesajul viorii, al versului și al acestui murmur bărbătesc. Și dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru acest moment de închinare al corzii, al versului și al vocii bărbătești, cuvântul ar fi lanț, lanț. Probabil că puțin știți, în afară de cei care ați fost pe băncile școlii, că la vioară există corzi libere și corzi înlănțuite. Coardă liberă înseamnă atunci când arcușul aleargă pe coardă fără să fie implicat niciun deget și atunci instrumentul are un anumit sunet. În momentul în care coarda este înlănțuită de deget, instrumentul are ușor alt sunet. Și la cântarea pe care a cântat-o Renata, cu două excepții, dacă nu greșesc, a mutat din poziția a doua, a treia, a patra, a schimbat pozițiile într-o groază de situații ca să nu lase nicio coardă liberă, ci toate să fie înlănțuite, pentru ca sunetul viorii să spună inimii mele și inimii tale că e mai frumoasă să fie în lanțuri. Dacă ar fi să trec la versurile pe care le-a recitat
Ionel, n-aș scăpa de lanțul acesta. Scena cinei, scena chemării lui Hristos, este din nou în fața unor lanțuri în care inima mea și inima ta ar fi bine să fie încătușată. Iar ultimul murmur sau murmurul de la partea ultima a cântării, care s-a născut cumva din Isaia 53, pe care a dramatizat-o Matei, m-a dus în același loc, în fața unor lanțuri în care ar fi frumos să stea inima mea și poate și inima ta. Iubiții mei oameni, cu tot ce este recunoscător și cu tot ce poate să vă ridice spre Dumnezeu și cu tot ce îi place lui Dumnezeu să vă placă, reiterez faptul că e bucurie în ceruri datorită faptului că ați venit aici în fața acestui lanț. Și cei care vă veți fereca inima în lanțul libertății lui Dumnezeu, vă veți umple de fericire și veți umplea de fericire lumea de lângă voi. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin. Aș dori să citesc câteva cuvinte din cartea prorocului Mica. Și în baza acestor cuvinte aș dori să las pe Dumnezeu să-și pregătească jertfa. Aș dori să-L las pe Dumnezeu să-și pregătească jertfitorii. Și dacă nu-i prea mult, aș dori ca prin citirea acestor cuvinte să-L provoc pe Dumnezeu să mai dea foc odată altarului Său. Pentru ca cei ce vor să meargă după Dumnezeu, după El, să meargă. Amin. Și mi-aș dori ca toți cei care suntem aici să fim cei care să mergem după Dumnezeu. În cartea prorocului Mica, la capitolul 6, aș dori să citesc versetele 6, 7 și 8. Scriptura spune în felul următor. Mica, capitolul 6, versetele 6, 7 și 8. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Celui Preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de un de lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pentruiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine
Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Dragii mei oameni, de ani și ani arde dinspre Dumnezeu, spre pământ, o lumină. Lumină care a fost, să-i spunem așa, sugrumată în genul unei clepsidre prin jertfa Hristosului, pentru ca timpul să treacă foarte măsurat și cei care își iubesc viața să tragă cu ochiul această clepsidră prin care lumina se retrage ușor, iar cei care n-o prind rămâne vor în întuneric pentru totdeauna. Cu această ocazie a cinei Domnului, aș dori ca în baza cuvintelor pe care le-am citit să opresc viața ta și viața mea la această somație, dacă vreți, dumnezeiască. Mesajul cinei poartă ca titlu un singur cuvânt, și anume, stai. Când eram în uniformă militară, în fiecare zi, eram învățați cum să ne comportăm cu oamenii pe care îi surprindem într-o zonă flagrantă de ilegalitate. Și legea numărul 1 era să strigi: stai! Dacă sesizai că cel prins în flagrant nu percutează la porunca ta, legea următoare era să strigi: stai că trag! Dacă la această a doua somație cel care era prins în flagrant nu reacționa, următoarea manifestare era să iei arma și, fără să mai rostești niciun cuvânt, să tragi aiurea, să se audă preznitul de armă. Și dacă în această a treia condiție cel prins în flagrant nu manifesta ascultare, atunci îndreptai arma spre el și aveai obligația, dacă erai bun, să-l împuști nemortal, în picior sau în mână, sau ca să simtă durerea glonțului. Iar dacă lucrurile degenerau fără alt cuvânt și fără altă somație, erai dezlegat să descarci cartușele în el și să-l sfârteci. La această cină se aude dinspre cer spre pământ
acest cuvânt. Stai! Sau stai că trag. Sau se aude zgomotul armei care bubuie spre cer. Sau ți se trage în picior sau în mână. Sau e pe punctul să se tragă cu sânge rece în tine. Tu ești cel care determini situația acestei cine. Pasajul pe care l-am citit începe cu câteva întrebări de analiză interioară și zice așa: oare cu ce să-L întâmpin pe Dumnezeu aici de data aceasta? Oare cu ce să mă plec, în ce să am la mine sau pe mine sau în gândul sau în inima mea și să mă arunc la picioarele lui Dumnezeu? Oare ce se va întâmpla cu arderea aceasta de tot, care am pregătit-o și sunt gata să o așez pe altar și să fac exact, meticulos, cuvintele lui Dumnezeu? Și după această analiză interioară a prorocului, încep câteva întrebări retorice. Stai un pic. Oare primește Dumnezeu chestia asta? Păi cum să nu mi-o primească? Că El mi-a cerut-o! Și totuși întrebarea insistă, oare primește Dumnezeu chestia aceasta? Și răspunsul este în întrebare, nu mi-o primește Dumnezeu. Păi cum? Adică de zeci de mii de ori jertfa aceasta aducându-i-o nu mi-o primește? Păi cum adică de zeci de mii de ori râuri așezate împreună și formând un ocean de un lemn curat nu mi-o primește? Știu ce fac. Fac ce făceau dacii. Păi ce făceau dacii? Că oricum din ei mă trag o parte dintre noi. Păi se uitau la copiii lui. Și întâiul născut era cel mai iubit, cel mai bine ținut, cel mai bine dezvoltat, pentru că trebuia să rămână stâlp al casei. Fac semn cu ochiul la slugi, îl înșfacă 12 oameni, că mai puțin dacă ar fi, îi dărâmă pe toți, îl urcăm sus pe stâncă și îi dăm drumul în sulițe să se sfârtece. Și aducându-l pe întâiul meu născut, am rezolvat. Dar întrebarea insistă, este retorică, nu. Nici cu fiul meu întâi născut, dacă l-aduc ca jertfă, nu rezolv. Și dintr-o dată, chiar când mai era numai capătul luminii din clepsidră, ca să se retragă și să rămână în beznă, prorocul prinde acest capăt al luminii și intră în partea de jos a clepsidrei și dă lumină peste viața ta și peste viața mea, zicând: ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și nu cere Dumnezeu altceva de la tine decât binele acesta. Care? Să faci dreptate. Să faci dreptate în tine. Să îndrepți lucrurile în tine. În raport cu ce?
că după câte știi tu sunt drept. În raport cu ce? Există o metodă, mă rog, când cineva vrea să așeze mai multe lucruri drept, vin spre un loc, spre altul, pune un stâlp aici, dinspre locul pe care vrea să facă drept, și pune un stâlp în capăt, acolo unde vrea să ajungă. Și apoi pe ceilalți stâlpi, oricât de mult sau de puțin ar pune, oricât de aproape sau de departe, se uită cu ochiul la primul și la ultimul. Păi mai la stânga, mai la dreapta, mai la stânga, și îi pune perfect drepți, fără niciun liniar, cu ochiul. Coață dacă-ți mai aproape. Dacă-ți departe, nu poți la stâlpi, de înaltă tensiune, nu poți să pui ață. E ochiul care îi pune perfect. Că ața e dreaptă după ochi. Da. Dar există unii oameni care nu așa fac. Pun primul stâlp și îl pun pe al doilea. Și al doilea trebuie să aibă o miime spre stânga sau spre dreapta. Adică ceva insesizabil, că nu e în raport cu ceva. Și apoi se uită la ăștia doi și îl pune pe al treilea drept, îl pune pe al patrulea drept, îl pune pe al cincilea drept și când ajunge la capăt e cu 20 de kilometri mai departe decât locul unde trebuia să ajungă. Și i-a pus drept. Cei mai mulți dintre noi așa fac dreptate cu ei înșiși. Totul fac drept încât ies la 1000 de ani lumină distanță de Dumnezeu. Stai! Stai că trag! Bum! Aștept să intre cartușul în tine. Oprește-te, omule. Și fă dreptate. Fă drept în tine. Așa de multe lucruri are să-ți spună Dumnezeu despre tine că nu poți să-ți închipui. Și tot așa de multe câte are îți și spune și nu le auzi. Dinspre fizic, spre duhovnicesc. Noi oamenii avem creier, inimă și mișcare. Și lucrurile acestea, dacă vrei să fie drepte, trebuie să le îndrepți în raport cu ce? Cu mintea, cu inima sau cu mișcarea? Sigur, s-ar putea din greșeală să prezniți la răspunsul corect, mă trebuie să răspundeți de ce. Creierul poruncește să miști și trupul mișcă. Dar dacă creierul nu ține cont de cât poate inima, inima crapă și a murit și creierul și trupul. Se face drept în fizicul meu în raport de cât poate duce inima. Dacă creierul poruncește mai mult, inima crapă. Și atunci plutonul de mușchi așezați așa, fibre și tot, nu mai poți să facă nimic. Fă dreptate în trupul tău. Îndreaptă-le toate. După ce? Nu după interesele religioase, că poate ai. Nu după interesele familiale, că poate ai. Nu după interesele soției tale, că poate are.
Nu după interesele bărbatului tău, că poate sunt. Nu după interesele firmei tale, că poate sunt importante. Nu după interesele societății în care trăiești, că poate are o autoritate. Dacă vrei să se vadă dinspre ceruri că te-ai oprit și nu este nevoie să fii executat, stai și fă drept în trupul tău după cuvântul lui Dumnezeu. Așează-le pe toate pe coordonatele lui. Și cina aceasta va fi iertarea ta. Așează-le pe toate după coordonatele dumnezeiești. Și cina aceasta va fi primirea ta. Așează toate lucrurile din ființa ta pe un dreptar, după coordonatele cuvântului lui Dumnezeu, în frumusețea și splendoarea lui. Și cina aceasta te va spăla, te va face să pleci spre casă străveziu, așa cum era trupul Hristosului străbătut de lumina dumnezeiască pe muntele Taborului. Și așa fiind, ai apucat mântuirea. Stai! Comane, ești nebun! Stai! Și când purtam zi de zi uniforma militară, erau întrebări puse în învățătura cu privire la ce faci când vezi în flagrant spre rău pe cineva. Exista și întrebări de genul, dar dacă e din satul tău? Dar dacă e din casa ta? Dar dacă-i taică-tu sau maică-ta sau frate-tu sau fiul tău, ce faci? Și din cele pe care vi le-am spus, puteai să faci un singur lucru în plus. Care? Că nu vezi ce viorel, nu? Puteai să faci un singur lucru în plus. Deci era stai că trag, să tragi cu arma în sus și apoi să tragi în el, să-l rănești și apoi să-l omori cu sânge rece. Dacă era cineva din satul tău sau era cineva din vecinii tăi sau era cineva din casa ta sau era propriul tău copil, aveai voie să faci un singur lucru în plus. Nu? În timp ce strigai aceste lucruri sau executai, aveai voie să plângi. Atât. Și când Iisus Hristos descărca mitraliera în poporul iudeu, un singur lucru făcea în plus. Plângea. Și zicea cam așa, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng, să te adun cum își adună găina pui sub aripi, dar tu n-ai vrut. De aceea, casa-ți rămâne pustie. Stai! Ți s-a arătat, omule, ce este bine să faci! Fă drept în tine! Îndreaptă toate lucrurile din tine dinspre A spre Z în raport
cu textul Sfintei Scripturii și scapi. Și vei simți iubirea mea. Și vei simți dăruirea și ocrotirea mea. Și vei simți cât de înspăimântat și cât de timorat și cât de încărcat de spaimă am strigat stai, pentru că știam că ești copilul meu. Și nu pot să fac nimic în plus când execut în afară de să plâng. Stai! Dacă mă uit în istorie și în istoria biblică, majoritatea celor care au auzit această somație, stai, în durerea din ei se auzea horcăind următoarele cuvinte: decât să stau, mai bine omoară-mă. Așa a făcut Cain, așa a făcut Saul, așa a făcut tânărul bogat, așa a făcut Anania și Safira, așa au făcut fiii lui Sceva, așa a făcut întreg poporul iudeu. Decât să stau, mai bine omoară-mă. Am o întrebare. Așa vei face și tu? Singurul lucru în plus pe care îl face Dumnezeu în această ordine a somației este că plânge. Ca să se vadă de undeva dinspre ceruri, ce dărâmat este că n-a putut să te salveze. În ecranizarea patimile Domnului Hristos am avut obligația de serviciu să mă uit la filmul acesta pentru că trebuia să mă duc la televiziune la o masă rotundă cu regizori, cu actori, cu chiar rolul principal, Maia Morgenstern. Erau acolo toți și cel care a condus emisiunea a solicitat să fie și cineva din partea Bibliei și m-au invitat pe mine. Și atunci a trebuit să văd filmul, că altfel n-aveam ce să vorbesc acolo. Și, mă rog, nu este importantă opinia mea despre film, dar filmul se încheie cam în felul următor. De undeva, într-un mod ciudat, dinspre cer, închipuind cumva trăsăturile formei lui Dumnezeu, se smulge în momentul în care Hristosul a strigat Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce ți-ai întors fața de la mine? În momentul acela, așa ca și cum ai rupe un castan noduros de sute de ani și l-ai smulge din pământ și să rup rădăcinile cu toate și pământul și totul, parcă se face cu tremur, se smulge din ochiul lui Dumnezeu o lacrimă care cade dinspre cer, spre pământ, și când bate pământul, se produce cutremurul și Hristosul învie. Ești astăzi aici și acum, în același scenariu. Se smulge din ochii lui Dumnezeu o lacrimă care cade pe pământ și se face un cutremur. Cutremur la care unii învie și alții mor pentru totdeauna. Tu vei învia sau vei muri pentru totdeauna?
Și cuvântul zice aici cam așa. Cu ce să-L întâmpin pe Domnul? Cu ce să mă arunc cu fața la pământ înaintea Lui? Să ies oare înainte cu arderi de tot, cu vițel de un an? Mai că aș putea să o fac. Stai, oare primește Dumnezeu zecile de mii de viței și de berbești pe care îi duc? Oare îi primește? N-are cum să nu-i primească, că El mi-o să-i aduc. Totuși, El mi-a zis să-i aduc și eu îi aduc, dar oare îi primește? Oare primește Dumnezeu canistrele acestea cu un de lemn, râurile acestea, oceanul acesta de un de lemn, oare mi-l primește Dumnezeu? Oare cum e? Oare să-i dau întâiul meu născut, pârga oaselor și a coapselor mele? Dar oare îl primește? Omule, se aude, stai! Și mâna lui Avram a înțepenit cu cuțitul în mână, pe care îl strângea așa de tare încât pielea a devenit atât de fierbinte că s-a lipit de pumnal, încât probabil când a desfăcut cuțitul, s-a rupt cu carnea din palmă cu tot. Și dinspre ce a zis, stai, fă drept în trupul tău. Și atunci, cu tremurul determinat de lacrima mea, îți dă viață. Niciun cuvânt în plus și niciunul în minus nu mai am. Scumpul meu om, stai. Indiferent de părerile care le ai despre tine, stai. Și cina aceasta îți va da viață. Fie ca în puterea lui Dumnezeu, arătată în Hristosul răstignit și arătată în Duhul care a coborât peste tine, fie ca în această putere să poți să stai. Aici este lanțul care nu lasă nimic liber, ci lasă totul în feieria mântuirii. Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu, să stai. Amin. Înainte de rugăciunea de consacrare, aș dori să întreb dacă avem frați din biserici adventiste din altă parte care doresc să ia cina împreună cu noi, să se ridice în picioare. Da, mulțumim, fiți bineveniți, personal îi cunosc pe toți. Dacă cei sunt care sunteți ai casei, sunteți de acord ca și ei să fie împreună cu noi la această sărbătoare, aș dori să vă exprimați acest acord prin ridicare de mână. Mulțumesc! Dacă este cineva dintre cei de ai casei care cunosc vreun lucru și crede că cineva nu poate să facă acest lucru, să-și exprime dezacordul prin ridicare de mână. Nu este nimeni, dragii mei, frați și surori, fiți bineveniți împreună cu noi la comemorarea acestei opriri a ființei noastre și acestei mari iertări pe care o aduce Hristosul nostru.
Dacă este cineva dintre voi care are probleme de ordin administrativ în biserica din care vine, sfatul meu este să se abțină de la împărtășire, dar rămâne la aprecierea conștiinței lui. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm lui Dumnezeu. Bunule Tată care locuiești cerurile, înfășați și îmbrățișați de sfințenia Ta, în această dimineață frumoasă de sâmbătă pe care ne-o mai dăruiești încă o dată, noi, oamenii aceștia, stăm înaintea Ta ca un rod al dragostei Tale și al strigătului Tău. Binecuvintează-ți, Doamne, rodul acesta. Cu bune și rele, cu cât am putut urca și cu cât am coborât, cu cât de curați suntem la suflet sau cu cât de murdare am rămas, Doamne, prin prezența noastră aici înaintăm că există gânduri în trupul nostru și în mintea noastră care într-un fel sau altul mai caută izbăvirea Ta. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți. Pe mine ca păstor, și dacă ăsta este singurul lucru de schimbat, schimbă-l, Doamne, cu tot ce ar trebui să coste. Dacă mai este ceva de schimbat, ajută, Doamne, cu tandrețea, amabilitățile și generozitatea care Te caracterizează doar pe Tine. Umple biserica aceasta de această dată cu lacrima Ta și cu tremurul acestei lacrimi să ne aducă pe toți la viață. Sfințit să-ți fie numele, prin Iisus Hristos, pentru toate lucrurile, acum și în toți vecii. Amin. Urmează actul umilinței, spălarea picioarelor. Mi-aș dori ca toți cei care participă la spălarea picioarelor să se simtă confortabil să iasă. Sunt locuri mult mai multe la spălat decât mai înainte. Mi-aș dori să evitați șederea de povești la lighean. Mi-aș dori să evitați glumele acolo și timpii pe care îi pierdeți și într-o liniște frumoasă, în aproximativ 25 de minute, să putem să fim din nou aici. Surorile coboară pe scări, frații coboară pe scările din afară. Dacă sunt frați în vârstă, care nu pot să facă așa de mult drum, pot să iasă pe aici. Dar numai dacă sunt frați de felul acesta.
În sală mi-aș dori să nu vorbească nimeni nimic. Nu se cântă ca să nu fie gălăgie. Nu se cântă deloc. Pentru cei care rămânem în sală, aș dori să ne cercetăm inimile și acesta să fie singurul zgomot din ceruri și de pe pământ. Dumnezeu să binecuvinteze ascultarea voastră. Amin.